Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat, ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Începem această seară, această emisiune, cu versetul acesta din mai multe motive. Pe de o parte, pentru că suntem în locul acesta cu acest gând sincer de a fi corecți, onești cu Sfânta Evanghelie. Pe de altă parte, că invitatul nostru din seara aceasta este Daniel Mercioniu, păstor în București. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și probabil o să fiți surprinși că în seara aceasta l-am invitat și pe Cătălin. Am zis să îl luăm de pe scaunul acesta, să-l ducem pe alt scaun, ca să vadă și el cum este pe scaunul când pui întrebări. Și m-am gândit că vă împart în seara aceasta în felul următor: păstor și teolog, diacon în biserică și eu membru în biserică. Adevărul este, dragilor, și vă spun bună seara și din nou mulțumim că ne primiți în casele voastre. Sperăm să ne primiți în mintea voastră, în sufletul vostru, măcar pentru o vreme să ne păstrați acolo. Iar dacă e greu să ne păstrați pe noi acolo, păstrați măcar cuvântul lui Dumnezeu care va veni prin invitații mei. Dar mă gândeam la următorul lucru. Mi-am adus aminte de un medic care a ajuns să devină pacient, a avut niște experiențe ca pacient în spitalul în care lucra și după ce a ieșit din toată perioada respectivă, că a fost o situație foarte grea, primul lucru care l-a făcut, toți studenții deveneau pacienți, ca să știe prin ce trece un pacient atunci când... Și spera el să îmbunătățească sistemul medical. Deci, Cătălin, nu știu de câte ori ai fost pe alt scaun, dar acum vezi tu cât de cald este scaunul acela, că ăsta îl știi cât este de cald. Bine, o să ne întoarcem. Nu știu cât o să lasă vorbească pe Cătălin, nu știu cât o să poată el să tacă și nici nu știu dacă cineva o să fie moderator seara asta sau iese un fel de ghivești din ăsta, dar o să fie frumos. I-am obișnuit pe cei care ne urmăresc să cunoască în primul rând ceva despre viața omului, că despre viața slujitorului în general se cunoaște sau există așa un tablou, un format al slujitorului pe care uneori chiar ne chinuim să-l păstrăm. Deci, Dane, înspre tine mergem în seara asta mai mult. Spune-ne ceva despre familia în care te-ai născut. M-am născut într-o familie cu 8 copii. Sunt al doilea dintre cei 8 copii. Părinți credincioși evanghelici. Bunicii din partea mamei de asemenea au fost credincioși. În casa bunicului meu era biserică și când mergeam în vacanțe la țară, poposeam în biserică, pentru că în casa bunicului era biserică. Și bunica din partea tatălui a fost credincioasă evanghelică de asemenea. Așa că am crescut în mediul acesta evanghelic, am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu de mic. Fiind 8 copii în familie, cum ai zice, ai avut o copilărie mai grea, mai ușoară? Am avut o copilărie extraordinară. Deși am fost 8 copii și stăteam toți 8 în două camere, a fost fascinantă copilăria noastră. Eram la curte, ne jucam afară, pe câmp, eram implicați în gospodărie, nevoile fiind multe. Ne creșteam unii pe alții, aveam grijă de frați mai mici, dar toate astea ne-au format. Și cred că am avut o copilărie extraordinară. Când mergeam la țară la bunici, de asemenea, era fascinant pentru mine. Ori de câte ori mă gândesc la copilărie, mă gândesc cu drag. Da, așa ai gândit și atunci? În parte, da. Da. Deci am fost întotdeauna împlinit de... Da, erau frumusețele ei. Apropo, da, că a zis de 8 și că dormiați, noi suntem 4 băieți. Am început foarte modest, aveam, să zic așa, o singură cameră, mi-aduc aminte, și era un pat, probabil de un metru, făcut de tata, știi, în care dormeam cei 4 băieți, un pat, era o măsuță la mijloc, un pat unde dormea tata și mama și încă era lângă cuptor și un pat pentru musafiri, că normal toți musafirii veneau la noi unde se meargă. Și mai târziu mi-am dat seama de ce eu n-am avut probleme cu somnul în copilărie, adică chiar dormeai liniștit. Păi am zis, noi nu încăpeam să dormim 4 unul lângă altul, dormeam 2 și 2, știi? Și am zis, mă, probabil când ne băgam, știi, picioarele în nas, ne anesteziam și aveam o noapte liniștită. Bun, crescut în biserică, crescut în familii cu valori creștine și părinți și din partea bunicilor, asta în mod automat te-a dus natural înspre o relație personală cu Dumnezeu?
nu automat, aș spune că mi-a creat contextul, cadrul în care să aud adevărurile lui Dumnezeu și la 16 ani să iau eu o decizie personală. Eram în biserică, la o slujbă de botez, când am știut că Dumnezeu mă cheamă atunci eu să îl primesc pe Iisus ca mântuitor al meu personal, să nu fie doar Dumnezeul părinților și al bunicilor, ci să fie Dumnezeul meu. Și la 16 ani am luat eu această decizie în mod personal. Frumos. Tu ai avut vreodată ocazia să spui oamenilor de unde vii, cum te-ai născut, te-a dus Barza? Am mai avut ocazia, da? Eu am mai fost invitat. Dă-ne nouă varianta scurtă. Așa, cred că la Prodocens e prima dată când stau pe alt scaun decât pe ăla pe care stă dumneavoastră. Dar, în general... Nu vrei să zici că ți-e greu. Nu, absolut. Mă simt chiar mai bine. Da. Chiar mai bine. Scaunul ăla nu e al meu, e... Ălui e mai bun ca mine întotdeauna. Care îl folosește? Sper că nu te referi la mine, dar hai să ne întoarcem pe ce meleaguri. Sunt dobrogean, născut în Ciucurova, județul Tulcea, cel mai mare dintre cei 4 copii. Deci suntem doi băieți și 2 fete, tata învățător, mama asistentă medicală, oameni care au trăit și care și-au desfășurat activitatea în folosul comunității locale, să zicem așa. Am avut implicații în tot ce înseamnă munca gospodărească, agricultură, săpat, lucrat în grădină. Gâște, deci, rațe, absolut, ceva. Absolut, tot ce era, ce înseamnă munca într-un sat în vremea comunismului. La vremea... Mama fiind asistentă, mama, vă supunea mai mult? Mama fiind asistentă, mai avea momente când din când în când avea urgențe. Nu era atunci cu 112, veneau salvările. Se întâmplau unele, deci vă dau doar așa o chestie din casă, în patul în care noi, apropo de pat, s-au născut 2 fete gemene, chiar în patul meu, ca să zic. Dar nu din familia voastră. Nu, era cineva care a venit la urgență, mama trebuia să ducă să sune salvarea, se suna salvarea cu... Și mă mai lua noaptea la urgențe, deci, pentru că avea nevoie de... Tata rămânea acasă și plecam cu ea și... Așteptam, am văzut ce înseamnă medicina asta de urgență la nivel local, la nivel de sat. Și câteodată se mai întâmpla să nu ajungă bolnavul să-l mai ia salvarea, trebuia să-l trateze la noi. Deci injecții și tot ce a însemnat se făceau la noi acasă și... Spitalul de urgență. Da, exact așa a fost. Plus că îți pleca de acasă de la 14 ani, așa... Unii îți plecați de mult, dar nu mai Da, sunt plecat de acasă și sunt în București de atunci. Din... Dar părinții, oameni religioși, cu teamă de Dumnezeu? Nu erau nici așa, nici așa. Deci nici așa, nici așa. Practicați rugăciune. Pe mine mă cheamă Dumitru, pentru că știți că, poate nu știați, mă cheamă și Dumitru, pentru că Cătălin, de fapt, este primul prenume. Te-ai fi născut de Sfântul Dumitru? Nu, cel care trebuia să mă boteze ar fi trebuit să fie un preot. Și tata tot îmi spunea, băi, tu o să fii preot, tu o să fii popă, tu o să fii preot și până la urmă n-am ajuns. N-am ajuns nici preot, nu, nici. Încă, na, nu. Dar am avut așa, oarecum, o dorință a părinților mei de a merge în zona aceasta teologică și a fost o experiență, în varianta lungă am să vă spun și această istorioară, dar ei nu erau foarte, cum să spun, niște oameni care au avut acces la tot ce a însemnat școală pe vremea respectivă. Erau nici cu Dumnezeu, nici fără Dumnezeu. O stare dintre aceasta, nu ne-au învățat nimic, nici că ar fi, nici că n-ar fi. Dar mi-aduc aminte, acasă aveam un Nou Testament. Pentru că nașul tatălui meu era un preot ortodox, un om foarte respectat. Chiar a fost preot chiar acolo în Ciucurova, una din, chiar în localitatea aceea, în Atmajade, mai exact. Și el îl botezase pe tata, acest preot. Și dăduse cadou un Nou Testament. Și eu aveam un Nou Testament în casă de copil mic, m-am uitat așa prin el, dar n-am înțeles mai nimic, așa o curiozitate, până pe la vârsta de 14 ani, când deja a început să apară în România variantele acestea ale filmului Iisus, inclusiv varianta lui Zefirie, dar acela mă când a pornit cu Campus Crusade, Evanghelia după Luca, atunci a fost primul meu, să spunem, contact cu Evanghelia, cu imaginea Evangheliei, de fapt, în acest film. Amin. Și apoi, prin alte materiale ajutătoare pe care veneau la pachet cu invitația de a viziona filmul, au tot felul de broșuri și cele. Așa a fost. După care, ca să spun așa, în momentul în care noi ne-am pocăit, am fost în aceeași zi cu tata. Și noi mergeam la biserică, când am început
m-am dus odată cu tata, mi-a plăcut foarte mult și tata a lăsat o baltă, ca de obicei. Eu n-am mai zis nimic, nu, de asta se întâmpla la Biserica Baptistă din Tulcea. De la Ciucurva până la Tulcea erau 45 de kilometri. Sunt și acum, de fapt, tot atâta. Tot atâta, timpul poate să fie mai mult. Dar, și plecam de dimineața de la 6 dimineața cu autobuzul și mă aveam seara înapoi. Și mă duceam la o mătușă de-a mea, stăteam până începea biserica. Eram primul la biserică. Și totdeauna stăteam la a doua bancă din față. Și îi spuneam lui tata de seară, tata, mergi cu mine? Vă dați seama, erau aproape jumătate de zi, o zi întreagă pierd pe drum. Și el zicea, nici că da, nici că... La fel, așa te lăsa. Și eu plecam. Mă duceam și mă uitam așa pe la ora 10 și jumătate în spate și tata stătea și undeva pe ultima bancă. Venea cu altceva, cu altă mașină de ocazie, ajungea și el la biserică. Și noi când ne-am predat, s-a întâmplat asta în 1991, la o evanghelizare, la care a predicat pastorul Jean Chiforeanu. Pe vremea era mult mai tânăr și el și... și tu, bănesc, erai mai tânăr. La predica de lui Jean Chiforeanu, eu aveam 14 ani și atunci am ieșit cu tata în față. Și la noi atunci, vă spun așa, aveam obiceiul... Dar dă-ne varianta scurtă, că ce scurt este, ți-am zis eu că nu-l mai pot opri. Ia de vedem. Fiecare dată când cineva ieșea în față, așa era obicei la evanghelizări, fratele care predica sau păstorul la vremea respectivă, fratele Aurel Gacea, chema pe cineva în spatele celui care ieșea în față. Deci nu se ruga păstorul, se ruga cineva din biserică. Cineva din biserică. Și în spatele meu, cine credeți că s-a așezat, este vorba de Florin Pindic, tulcean de origine și este cel care a înființat Radio Micul Samaritan și tot așa, un om foarte cunoscut, un om de media. Mă gândesc că poate fi însemnat ceva atunci. Cine ți-o fi dat și harul și microbul, da? Să ne întoarcem, da, ne întoarcem la Daniel. Nu, frumos, chiar de asta. Puteam eu să zic ceva, dar a fost prea frumos ca să te opresc. Daniel, te-ai întors la Dumnezeu, relație personală cu Dumnezeu, te-ai gândit așa direct să intri în slujire full-time sau ce aveai în minte? Niciodată, dimpotrivă. Eu n-am vrut să fiu pastor. Și chiar n-am vrut, deci era ceva... Au mai fost și alții, ok, da. Eu aveam în minte să devin economist, mama vroia să fiu medic, mi-am urmat drumul meu, la 18 ani după ce am terminat liceul m-am dus la AS, dar Dumnezeu mi-a închis ușile timp de 4 ani, repede, 4 ani m-am luptat cu Dumnezeu în direcția asta. Primul an nu am intrat la AS, am zis nu-i nimic, am pierdut o bătălie, dar nu războiul, învăț și dau anul următor. Am învățat și cu câteva săptămâni înainte de a începe înscrierile, am intrat în spital cu hepatită. Închis în carantină, am ieșit de acolo după ce s-au dat examenele. Mi-a închis a doua oară ușa. Al treilea an m-au luat în armată, încă se făcea armata, am făcut armata. Și acolo în armată am fost pentru prima dată 24 din 24, 7 din 7, în prezent, într-un mediu străin mie, doar cu oameni neevanghelici. Și știți dacă ați făcut armata, cum e în armată. Și acolo era în anul 1994, Dumnezeu m-a folosit cumva să vestesc Evanghelia, să împart testamente, Biblii, de la comandanți până la colegi, la soldați. Și acolo Dumnezeu mi-a arătat și mi-a zis, tu vrei să te faci economist sau om de afaceri, vreau să fac o fabrică de medicamente. Aveam, cum au tinerii, visuri la 18 ani. Și uite cât de mare e întunericul. Și mi-a arătat că poate să se folosească de mine și că el vrea ca eu să fiu păstor. M-am întors din armată și încă opuneam rezistență. Am înțeles eu ceva că îmi închide ușile, dar încă opuneam rezistență și într-o duminică seara am avut un mesaj la noi la biserică unde eram atunci și cineva a venit la mine și mi-a zis, băi Dane, nu mai încerca tu să te ferești, că e clar că Dumnezeu te vrea acolo, numai tu nu vezi. Și eu am zis în seara aia de câteva ore acelui prieten de-al meu, tu nu înțelegi că eu nu vreau să fiu păstor? Și am repetat asta, nu vreau să fiu păstor. Am venit acasă tulburat și de discuția cu el și de... Și am citit ce citeam eu la rând atunci, Ieremia. Eram la capitolul 17 și am citit, știam eu cu inima deznădăjduit de rea, nespus de înșelătoare, dar când am ajuns la versetul 16, eu n-am crezut că scrie asta în Biblie. Acolo zice așa, și eu, ca să te ascult, n-am vrut să nu fiu păstor. Și eu zisem în seara aceea, eu nu vreau să fiu păstor. Și am intrat acasă și aici m-am blocat. Și eu, ca să te ascult, n-am vrut să nu fiu păstor. Mi-am dat seama că dacă eu nu vreau să fiu păstor, eu nu-L ascult pe Dumnezeu.
Acum așa mi-a vorbit mie Dumnezeu, știu că, dar era pasajul pe care îl citeam în ziua respectivă. Bun, nu, și că n-a fost loterie, n-a fost. Era o seară de februarie și în momentul acela eu am capitulat și am zis, ok, vrei tu, eu nu vreau, vreau să fiu în ascultare. Bun, am încheiat cu toate planurile mele, mă pregătesc, mă duc la institut. Am dus, prin mila Domnului am intrat și așa a urmat din 96 până în 2000 perioada de Institut Teologic Baptist. Bun. Aceasta a fost chemarea mea la slujire. Da, super. Și e o chestie autentică și de asta nici nu cred că ar trebui cineva să-și permită. Eu aici încerc să fiu foarte atent pentru că, nu știu de ce, probabil așa am învățat din Scriptură, că nu mă gândesc la un început. Am crezut în mod permanent în călăuzirea lui Dumnezeu, cred în călăuzirea principială prin Scriptură și eu cred că Dumnezeu pentru situații speciale are o călăuzire specială și niciodată nu mi-am permis să judec eu călăuzirea ta. Pot să pun niște întrebări, dar dacă pentru tine așa a vorbit Dumnezeu, pentru mine așa a vorbit Dumnezeu, dar nu intru eu să-i spun lui Dumnezeu că n-a vorbit bine cu tine. Deci nimeni n-ar avea voie să comenteze ceva în sensul acesta. A urmat pregătirea și ți-au prins bine anii de școală. Da, deși la început nu am înțeles asta și am avut niște șocuri de adaptare cu școala de acolo. Am trecut peste primul semestru cu bine, am depășit șocurile, m-am adaptat și a fost bine. Cei care știu de ce râdem. Da, știu de ce râdem, care nu mai zice nimic. Bun, cum să vă spun? Haideți să vă spun și eu de la mine. Deci eu și eu așa am avut luptele mele pentru pocăință și luptele mele, deci asta a fost prima luptă cu pocăința și apoi lupta cu renunțarea la visul meu să mă duc. Dar până la urmă Dumnezeu a câștigat, a fost bine că a fost așa. Și apoi am avut cumva surpriza că inclusiv pastorul meu nu mă încuraja să mă duc la școală. Lasă, bă, tu ești bun, nu știu ce, cu tare. Acum nu știu pe ce motiv, sincer, așa, dar acolo... Și mi-a zis și chestia asta. Nu știu dacă merită, pierzi vreme acolo 4 ani de zile. Da? Ai un copil, așa, mă gândeam, bă, cum să pierd vremea? Dar am stat eu și am zis, băi, da, biblioteca au acolo, da. Mă duc și stau 4 ani de zile, adică eu slujeam și lucram. Și nu știu ce înseamnă să le împaci una cu alta. Zic, mă duc, stau în bibliotecă, dacă nu am zis, băi, mă duc 4 ani și învăț Biblia pe de rost și tot am câștigat ceva, adică, dar nu mi-a părut rău absolut deloc. Deci eu cred că, indiferent cât ai fi de bun, și n-am fost de acord niciodată cu chestia asta, deși îți vin idei, lumea se duce în păcat, noi stăm și ne chinuim cu limba greacă, cu nu știu ce, știi, cu, da. Dumnezeu le folosește, când mai vorbim de maturizarea noastră, de slujire, de da, și interacțiunea cu profesorii, cu colegii m-au ajutat, se deschid orizonturi pe care după aceea poți să le explorezi. Asta e un mare beneficiu în școală, varianta că mea, se deschid orizonturi și știi unde să te duci. Varianta mea scurtă, o școală bună te învață să înveți. Pentru că în slujire, nu știu cât se gândesc la aspectul acesta, slujirea este un mare privilegiu, dar este și o muncă foarte grea. Nu, deci nu mă refer numai la bătăliile spirituale, dar efectiv dacă ne-am gândit doar la învățătura care o dai oamenilor, noi nu avem un șablon și de fiecare dată trebuie să vii cu ceva proaspăt, exact versetul care ne-ai dat-o la început, să fii bine și cu Dumnezeu și să fii bine și cu oameni, adică să fii onest cu Dumnezeu, să le dai cuvântul și să te mai asculte și ei duminica viitoare. Nu știu dacă ați avut ocazia vreodată în viață să începeți o predică cu am un mesaj care nu o să vă placă, să vă spun ceva. Nici mie nu mi-a plăcut când mi l-a dat Dumnezeu. Așa le-am spus ce să fac, de ce mie mi-a plăcut când mi l-a dat Dumnezeu. Bun, ai început slujirea. Unde? Au urmat 4 ani de slujire în județul Teleorman, la Țigănești și alte 3 biserici. Am slujit 4 biserici timp de 4 ani acolo. Aceea spun eu că a fost următorul ciclu de formare. Au fost ani excelenți, m-am căsătorit în perioada aceea, am fost împreună cu Dana, o cunoașteți, la Țigănești și Dumnezeu în perioada aceea ne-a dat copii și am putut să facem o slujire în județul Teleorman de care ne aducem aminte cu bucurie. Ce ai găsit? Nu, noi nu criticăm, acum ne amintim așa. Ai ieșit cu niște vise normal din școală, ce ai găsit frumos în adunări și ce n-a fost neapărat pe placul tău? Și... Ce am găsit frumos au fost oamenii dorni să învețe Scriptura, să o trăiască. Ce nu am găsit frumos
tot oamenii care au și partea luminoasă și partea întunecată. Aceiași oameni. Aceiași oameni. Uneori aceiași oameni. Uneori da. Aceiași și oameni. Asta este fascinant, să vedem că aceiași oameni au o dorință sinceră de a-L urma pe Dumnezeu, dar la un moment dat parcă au mintea întunecată și nu vor să se conformeze cuvântului lui Dumnezeu. Apoi am găsit acolo, în prima mea fază a slujirii, copii adolescenți și tineri foarte dornici de mers în misiune, de lucrat, de slujit. Deci asta m-a marcat. Ți-a dat aripi. Mi-a dat aripi. Mergeam în misiune, aveam o Dacie veche, intrau 10, se taie asta. Se taie, se taie, da, dă-i mai departe. De deci, noi am intrat 17 rozi într-un Naro. Și mergeam în misiune și a fost extraordinar. Deci asta pe bune, 17 în Aro pe cheile Bicazului. Vă dați seama. Deci, da. Nu, posibilitățile erau altfel atunci, dar și râvna era mult mai mare. Da, deci n-aveai treabă. Asta era o râvnă extraordinară, o dorință extraordinară la cei tineri și în județul Telorman erau mai multe biserici plantate și am putut să slujim acolo în multe biserici. În timpul școlii ți s-a dus inima într-o anumită direcție, adică când ai ieșit din școală, te-ai gândit că dacă ai putea alege să faci ceva anume, te duce în direcția respectivă? Da. Am știut clar că dacă Dumnezeu m-a chemat să fiu păstor, eu trebuie să păstorez biserica locală. Asta mi-a fost foarte clar că nu trebuie să fac altceva. Pentru că există ispita și știm toți să ne implicăm în mai multe lucrări, dar am știut că chemarea mea este să păstorez biserica sau bisericile, cum aveam atunci, bisericile locale. Și nu făceam altceva, doar mă ocupam de biserici cât puteam mai bine. Am deci că tu trebuie să mă ai luat ideea lui Pavel, fac un singur lucru, m-a chemat Dumnezeu aici. Da. Bun, dar cred că ai luat în calcul că una era să ai fabrica de medicamente din punct de vedere financiar și alta este să fii păstor la 3 biserici de țară din punct de vedere financiar. Da, am luat în calcul, dar ce nu v-am spus este că atunci când Dumnezeu m-a chemat și eu am capitulat, i-am spus de astăzi și am data din februarie 96, i-am spus de astăzi, eu mă ocup de lucrarea ta, tu te ocupi de nevoile mele. Am făcut o tranzacție cu Dumnezeu atunci. El a zis da și nu m-a dezamăgit niciodată, eu am zis da și l-am mai dezamăgit din când. Nu, mai intrăm în detalii. Da. Dar de atunci Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Știi ce mi se pare interesant? Că el făcea tranzacție cu Dumnezeu fără să țină cont că Dumnezeu, înainte de a face el tranzacție, el a spus... Cel care slujește cu Evanghelia va trăi din Evanghelie, e promisiunea mea, dar eu am vrut-o personal. Da, asta e frumusețea lui Dumnezeu. Eram într-o conjunctură în care îi ceream unui frate din conducerea comunității, eu copil, știi, cu liceu terminat sau ceva, și am zis, frate, eu slujesc în multe locuri, dați-mi și mie o bisericuță, nu-mi trebuie ordinare, nu-mi trebuie salariu, nu-mi trebuie nimic, dar să știu că e responsabilitatea mea, nu că mă duc peste tot. S-a uitat așa la mine, a zis, tinere, știi, și din ce o să trăiești, tinere? Și am zis, frate, eu am găsit în Biblie chestia asta, că Dumnezeu a hotărât, n-a hotărât biserica, n-a hotărât, și zic, nu mă știți bine, eu sunt rău de gură. Dacă intră Dumnezeu în gura mea, că nu se ține de cuvânt, dar asta este, deci copy-paste, știi, eu nu pot să spun că am fost credincios întotdeauna, Dumnezeu niciodată nu a rămas dator. Cum ai văzut tu viața bisericească după ce ai intrat în biserică? Destul de... Știi că noi acum încercăm să privim din amvon în sală, dar da, tu priveai de la sală. Și, că acum mai sunt implicat clar în... Nu, dar vorbim de atunci, de atunci. La început mi s-a părut o chestie și am avut mult timp această impresie până... N-ai mai avut-o. Până n-am mai avut-o, până m-a vindecat Dumnezeu, pentru că mi s-a părut o chestie elitistă ceea ce se întâmplă în față, oamenii care vorbesc, oamenii care predică, față de restul lumii, de la prima bancă spre spatele bisericii, unde, știți cum e, veneau întârziații, veneau ăia care veneau așa mai încet la biserică. Dar mai tot, cu sărbători. Deci întotdeauna mi s-a părut niște oameni plini de respect, oameni bine pregătiți, să zic așa, o elită a credinței la vremea respectivă și mi-am ținut profesioniști, iar am avut această impresie și mi-am ținut această, apropo de ce înseamnă susținerea și modul în care Dumnezeu are grijă de păstori, din spate se vede următorul și am trăit mulți ani, din păcate, cu această impresie. Datoria mea e să stau în bancă, să nu fac nimic, că oricum noi îi plătim pe ăștia din față,
ăștia puteți fi și dumneavoastră. Și trebuie să zică bine. Și ei trebuie să-și facă treaba, ăsta e jobul lor. După ani de zile mi-am zis, băi, dar pot să zic că am fost prost și n-am înțeles bine scripturile. Înțelegeți? De asta acum pot să zic că fac ceea ce fac și datorită acestei noi înțelegeri, sau de fapt înțelegerii corecte. În trupul lui Hristos este nimeni, nu trebuie să stea nimeni degeaba. Întotdeauna am zis, băi, păstorii, asta și o să fac, asta e meseria lor, sunt profesioniști, hai să-i lăsăm să-și facă treaba. Da, asta ar trebui să ne dea și nouă de gândit dacă transmite mesajul ăsta. Adică eu îl iau pe el ca un tânăr venit din afară, deci n-a crescut în tradiția respectivă și dacă intră în biserică unde slujesc eu și ajunge la concluzia asta, poate ar trebui să mă întreb eu, nu ți-am transmis deja mesajul că și tu ai un loc și ai un rol, adică există un scaun sau o lopată, o mistrie și pentru tine. Bun, după 4 ani de slujire acolo în partea de sud. Și cu asta a fost o poveste interesantă, dacă mă provocați. Păi noi numai interesant, dacă mă provocați. Că e cea mai tare emisiune asta. Știți, eu păi oricum e cea mai tare emisiune prezentă, da. Eu sunt încăpățânat de felul meu și... Eu păi nu pare așa, știi? Cei tăcuți sunt cei mai periculoși. Trebuie să mă rog mai mult pentru Dana, știi? Eu n-am vrut să mă duc nici la Țigănești. A fost o conjunctură, am fost trimis în practică, apoi tot trimis. Eu am vrut să mă duc și în alte părți, să văd și alte biserici. Dumnezeu mi-a vorbit și pentru aia special și am terminat institutul. Nu știam nimic, frații au crezut că mă duc acolo. I-am spus, frate, eu n-am chemare să vin, dumneavoastră m-ați chemat, dar eu nu sunt sigur că Dumnezeu mă vrea acolo, ci că dumneavoastră mă vreți acolo. Și am stat din iunie până pe 12 august, suspendat în aer. Până când Dumnezeu mi-a zis, du-te la Țigănești, că eu sunt cu tine acolo și tot eu te voi scoate de acolo. Și m-am dus cu gândul ăsta că Dumnezeu mă va scoate de acolo. Eu n-am făcut absolut nimic ca să ies de acolo. Dumnezeu deci pentru cei din vestul țării care nu știți despre Țigănești, Țigănești e o localitate absolut normală. Deci el n-are nicio conotație să credeți că de asta n-a vrut să meargă acolo. Chiar sunt oameni corect, super faini, că noi am fost acolo în misiune. Oameni harnici, poate prea harnici uneori, poate foarte prea harnici, da? Dar localitate mare, frumoasă, oameni faini. Eu nu voiam să merg pentru că eu vreau o călăuzire specială și corect, nu o primisem. Și pe 12 august, Dumnezeu mi-a dat-o, i-am sunat pe fraților mai valabile invitația, da, bun, de la 1 septembrie vin. Dar m-am dus de acolo și le-am spus și lor, vin, dar să știți că vin pentru o vreme, că Dumnezeu mă va scoate de aici. Și ei au zis, bun. Au acceptat, vin. Dar lasă că are Dumnezeu vremea. Și așa s-a întâmplat că Dumnezeu a aranjat conjunctura încât să fiu chemat de Biserica Harul din București, de unde plecase unul dintre pastorii în Statele Unite și Dumnezeu mi-a dat călăuzire tot așa într-un mod miraculos. Nu, dar eu votez pentru asta 100%. Haideți să vorbim deschis slujirea. Nu știu cum se vede din bancă și din afară. Slujirea este frumoasă, dar este, ca să nu zic foarte grea, este foarte grea. Pe de o parte există bătăliile acelea spirituale la care poate nici nu ne gândim. Eu chiar m-am întrebat și am întrebat într-o conjunctură când pregătim oameni în școală. Că văd, nu știu ce e acum, spre rușinea mea, nu știu și eu să-mi vină, că nu știu ce se întâmplă în școlile teologice, dar când ies, și acum unii ies chiar tinerei de pe băncile școlii. În școală, sigur, că toată lumea te ia de convertit, așa, pregătit și bagă în tine tot felul de minuni, adică unelte, dar noi ne ducem în primul rând într-o bătălie spirituală. Există atâtea duhuri care te așteaptă în localitate, să vorbim deschis și prin biserică, că dacă vorbim de duh de invidie, de ură, de nu știu ce cutare, le avem și noi, printre noi, prin de noi. De ceartă, de slavă, de șartă. Da, care sunt acolo, nu numai la noi, au fost. Și întrebam eu, un copil, eu în viața mea nu m-am gândit la asta, a fost mila lui Dumnezeu că am rămas în picioare. Dar nici nu mi-aduc aminte să mă fi pregătit cineva, poate dacă m-au pregătit alții înainte de școală, când m-au învățat abecedarul creștin. Apoi, după asta, să vii mereu că oamenii din biserică, ziceai tu că ești profesioniști, dar știi de multe ori de ce sunt profesioniști? Și așteptările celor din biserică. Deci ai noștri pot avea niște așteptări de... Și atunci, în gândul meu, a fost așa și de asta votez cu tine și le spun la tot să nu te duci fără călăuzirea lui Dumnezeu, dar nu așa că m-am trezit dimineața și am văzut nu știu ce pasăre cântând, da? Pentru că vei ajunge acolo, clar vei plânge. Deci eu nu știu dacă ai plâns. Și tu și frații.
Și tu și frații, nu știi care mai tare, știi? Și atunci am zis, măi, lasă măcar mângâierea să zic versetul ăla, Doamne, eu n-am vrut, dar am înțeles că împotrivesc ție, m-ai adus aici. Acum chiar nu mă fă de rușine de tot, fă ceva cu mine sau folosește-mă, măcar să nu te fac pe tine de rușine și dacă mă fac eu de rușine. Da, în toate marile decizii și cotituri eu am fost dependent, am fost un cerșetor înaintea Domnului să-mi dea călăuzire clară, specifică, nu chestiuni generale. Nu, și aici încăpățânarea e foarte bună. E foarte bună. Și prin mila lui mi-a dat de fiecare dată și așa am ajuns la Biserica Harul din București în urmă cu 16 ani. Și de 16 ani slujesc la Biserica Harul din București. Aici sperând că nu ne urmărește nimeni de la Harul. Cum ți-a zis Domnul? Te duc și te voi scoate sau te duc? Nu mai mi-a spus. Nu i-a mai spus. Da, deci stați liniștiți că e ok. Eu știu că biserica te iubește și atunci să îi liniștim. Da, dar... Deci... Ai început să te gândești tu la slujire. A fost un moment în viață în care... Da, a fost o slujire și chiar am vrut să... În momentul când am înțeles, am zis că e timpul să fac ceva și la Biserica Baptistă Nădejdea, unde suntem noi membrii, eu și familia, noi avem la etaj, avem un spațiu destul de mare. A fost pe vremuri grădiniță și se pot organiza tot felul de clase, cursuri, absolut totul e utilat. Și mă gândeam să facem, soția mea fiind educatoare, să facem o grădiniță. Asta a fost, încercăm să facem ceva, o grădiniță creștină, bineînțeles. Și în momentul când eram în cercetarea, să spunem, acestui proiect, cineva te-a băgat înspre media. M-am întâlnit cu Cristi Țepeș, să spunem, cunoscutul nostru jurnalist care acum este la Domnul, și am avut o cafea cu el vreo două ore. Cam lungă a fost, da. Da, a fost o discuție în care Cristi, în timp de două ore, mi-a povestit și mi-a spus exact tot istoricul a tot ce înseamnă media creștină după anii 90 până în anul 2014 se întâmplă treaba asta. Și atunci Cristi mi-a zis, Cătălin, dacă Dumnezeu te-a chemat să faci ceva, am înțeles că e o chemare să slujesc, nu știam exact direcția, zis, ocupă-te de media, fă ceva în mass media. Știi care e provocarea mea pentru tine? Să bei și tu vreo 12 cafele cu câte unul altul. Aș vrea. Să pornim de la Domnul Iisus Hristos. Știi? Aș vrea. 12... Aș vrea. Păi mai vorbești cu noi, mai găsim poate oameni care caută un pic, așteaptă adică un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Să predau ștafeta. Nu, și... că nu se predă ștafeta, nu, ci nu. Lângă tine... În sensul, adică nu vă predau și nu mai am. Fiecare cu scaunul lui. Există exact. Scaune, da. Bun, hai să îți imaginezi, Dane, că ai în fața ta niște tineri care termină școala, chiar sunt serioși, visători. Școala teologică. Școala teologică, dacă vorbim acum despre slujire. Ce le-ai recomanda? Pentru că varietatea românească nu este chiar foarte mare. Adică te poți duce, unde te poți duce? La o biserică de țară cu specificul ei și nu știu ce. Te poți duce la o biserică de oraș. Nu știu câte biserici de oraș au postul de păstor senior chiar liber. Te duci un păstor asistent. Ce le-ai recomanda lor să facă? Să se roage, Doamne, iartă-mă, trimite-mă. Să aibă disponibilitate de a merge acolo unde îi trimite Dumnezeu, unde are nevoie de ei. Și dacă-s mai puțin, dacă-s mai... Dacă-s mai puțini? Oameni. Unde îi trimite? Da. Ce contează? Pe Filip l-a trimis din Samaria, unde era o mare trezire spirituală, l-a trimis în deșert. El era pe stadioane. În deșert pentru un singur om. Eu m-am gândit, apropo de Filip, când Domnul a zis că am o lucrare pentru tine, el nu s-a gândit că merge la CNN sau undeva și să vorbească la mai mulți, că... Impactul pe care l-a avut, evangelizarea pe care el a făcut-o, s-ar putea ca în veșnicie să aibă efectul unui CNN. Dar noi să nu vedem cu acel ministru de finanțe Etiopia care vine spre tine. Da. Păi sigur, deci, primul... uite, după 2000 de ani vorbim de etiopian, adică vorbim de lucrarea care a făcut-o unul în pustiu, pe un drum pustiu. Da. Ăsta ar fi primul lucru, să se roage și să aibă disponibilitate de a merge oriunde îi trimite Dumnezeu. Nu e riscant. Ba da, e foarte riscant, dar când am intrat în slujba asta, ne-am asumat riscurile. Și ceea ce știu este că Dumnezeu, dacă mă trimite, El zice, vino, cum i-a zis lui Avram, vino în țara pe care ți-o voi arăta. El nu spune, dar zice, vino, nu zice, du-te. Asta înseamnă că Dumnezeu era deja acolo și îi spune, vino, eu sunt aici, te aștept. Și eu cred că Dumnezeu are pentru fiecare tânăr slujitor
un loc unde așteaptă să fie. Și viziunea mea despre slujire și slujitor este cea a unei table de șah, în care noi suntem pioni, alții cai de bătaie, alții mai nebuni, alții turn. Da. Altul calul, știi, de... Da. Dar toți suntem mutați în folosul regelui. Regele contează pe tabla de șah. Și atunci eu sunt mutat în folosul regelui. Dacă regele... Asta trebuie notată, toți mutați deci, în folosul regelui. Până acum n-am auzit interpretarea asta, dar sună îți extraordinar. Îți place șahul sau... Da, da. Îmi place și șahul. Nu, foarte, nu sunt un șahist. Joc cu băiatul meu de... Strategiile. De 9 ani. Dar asta e înțelegerea mea despre noi slujitorii. Suntem mutați în folosul regelui. Dacă regele are nevoie de mine la Țigănești, mă duc la Țigănești. Dacă a avut nevoie de mine la București, mă duc la București. Dacă mă trimite la Afumați, mă duc la Afumați. La ce facem cu regina? Regina este a Domnului. Și cu pionii sacrificați. Da, uneori s-ar putea să ne sacrifice, dar dacă e în folosul regelui. Da, până la urmă, nu contează să câștig eu, ci să câștige el. Și această disponibilitate de a fi mutați acolo unde are regele nevoie. Și o lecție pe care am învățat-o fiind tânăr, am făcut greșeli la Țigănești când m-am dus, eram tânăr. Și o greșeală pe care am făcut-o a fost că n-am ascultat de oamenii cu experiență. Și ceea ce le spune colegilor tineri, nicio diplomă nu poate înlocui experiența de viață. Aveam oameni cu experiență de viață, bătrânii bisericii, și mi-au spus într-un caz, un băiat tânăr pe care eu l-am evanghelizat, am crezut că l-am ucenicizat și am vrut să-l botez. Și frații din comitet care erau de acolo din sat și știau oamenii și firea oamenilor, mi-au spus, frate, nu este de botezat acest băiat. Și am zis, fraților, dar eu l-am evanghelizat, eu l-am adică pus întrebările, da, l-am ucenicizat. Și frații au zis, bine frate, mergem pe călăuzirea dumitale. A, oamenii te respectau. Deci da, da, respectau. Dar mi-am dat seama că ei au avut dreptate și a trebuit să recunosc în fața lor că au avut dreptate, pentru că tânărul acela nu era născut din nou și s-a pierdut. S-a văzut asta în câteva luni. Și asta am învățat. Să ascult de frații cu care slujesc și mai ales de cei cu experiență. Dumnezeu mă învață și prin ei. Și să nu cred că dacă am o diplomă, eu pot avea ultimul cuvânt. Experiența de viață nu poate fi înlocuită de nimic. Bun, vezi, unii apelează la versetul acela din Scriptură, din Iov, care spune că, de fapt, înțelepciunea nu vine cu vârsta, ci înțelepciunea de Duhul lui Dumnezeu. Și am zis, da, stai să ne înțelegem. Deci, între un tânăr plin de Duhul lui Dumnezeu și un bătrân fără Duhul lui Dumnezeu, mă duc pe mâna tânărului. Dar între un tânăr plin de Duhul lui Dumnezeu și un bătrân care din tinerețe până la bătrânețe a umblat plin de Duhul lui Dumnezeu, cred că este o mare diferență vis-a-vis de experiența vieții. Noi ne luptam înainte, tot chestii de culise, ne luptam ce poze să punem, să nu fie ecranele goale. E cam greu cu pozele astea, e complicat. Și prima dată băieții ne-au găsit o sală cu scaune de goale. Scaunele erau goale, știi? Mă gândeam la un moment dat să o las, să zic că hai să le umplem pe toate. Poate că ăsta este visul unui tânăr care iese, știi, ideea de a aduce oameni la mântuire, dați-mi o sală goală, că oare ar trebui să păstrăm un echilibru între a-i păstra pe cei 20 care i-am și apoi a mai aduce lângă ei încă 40. Nu cumva, dacă nu sunt atent, în loc să mai aduc 40 lângă ea 20, poate râvna tinerețe și lipsa de înțelepciune să mă facă în 2 ani să fiu cu 15 din 20. Bineînțeles că există riscul acesta și aici... Bun, dar acum eu n-am făcut precizarea. Cei 20 nu sunt chiar desăvârșiți. Nici eu nu sunt desăvârșit. Ca slujitor. Bun, asta vorbesc după câțiva ani, hai să ne înțelegem. Da. Da. Da, deci nu... De asta eu încercam să le spun după ce mi-a venit și mie mintea la cap, nu? Cât mi-a venit să le spun, oamenii pe care îi găsiți acolo prețuiți așa cum sunt și tocmai de asta te trimite Dumnezeu să-i ajut să devină mai asemănători cu Domnul Iisus Hristos. După ani de lucrare, câți ani? 20 de ani? 20, anul acesta să fac 20. O, frumos, faceți întâlnire cu colegii. Era ceva? Planificată, sperăm că mai reușim da, în toate reușiți, condiții. Reușiți. Da. Dar dacă acum... Ai putea să alegi ce vrei să faci? Te-ai duce pe un domeniu specializat sau ai rămâne la păstorirea întregii biserici? Aș rămâne la păstorire. Asta este chemarea. Dacă îmi face o altă chemare, sunt gata să mă duc. Dacă el spune vreau să te mut pe o altă poziție. Bun, explică-ne un pic ce înseamnă păstorirea bisericii.
În imaginea ta, că fiecare e cu păstorirea lui. Da? Pentru mine păstorirea are trei coordonate. Unul înseamnă hrănire, paște milușii mei, hrănește oițele, hrănirea, turmei. Un alt domeniu înseamnă conducere, să dai direcție, asta înseamnă viziune, să ai viziune, să dai direcția bisericii. Și al treilea domeniu al păstoririi pentru mine este vindecarea, să vindeci oile rănite. Asta înseamnă consiliere. Deci pentru mine ca păstor am grijă în aceste trei domenii să îmi fac slujba bine. De asta versetul preferat este cel pe care vi l-am spus, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Și eu mă verific pe mine, dacă împart drept cuvântul adevărului, dacă cer, primesc și dau viziune bisericii locale și dacă am grijă de oile rănite, dacă pansez, consiliez, ajut oamenii cu probleme. Și în cele trei direcții care sunt așa foarte clare, încerci să lucrezi singur sau încerci să aduni și alți oameni lângă tine care pot trage în aceeași direcție? Am mai învățat un lucru, că oamenii fără viziune pierd, dar și viziunea fără oameni pierde. Și atunci, întotdeauna încerc să lucrez în echipă. Și sunt un om care își dorește să lucreze în echipă. E adevărat că viziunea, când mă gândesc la viziune, aia o cer de la Dumnezeu într-un mod personal. Însă ea este validată întotdeauna de echipa de conducere, respectiv comitetul bisericii. Au fost situații în care eu am venit cu un gând, am crezut că aia e viziunea și poate că a fost, dar am o înțelegere personală și o înțelegere cu frații din comitetul bisericii că orice viziune, orice gând al meu este validat prin comitet. Și eu cred că Dumnezeu validează viziunea prin echipa de conducere a unei biserici. Dacă frații agrează și spun da, de la Domnul vine lucrul acesta, mergem înainte. Dacă spun, știi frate, și mi s-a întâmplat, eu fiind cu capul în nori, așa frații să mă tragă spre pământ și să îmi arate că nu este realist ceea ce propun. Și am acceptat că nu este aceea calea cea bună sau că nu este atunci momentul potrivit. Asta am vrut să întreb. Ți s-a întâmplat și să vezi că ideea e bună, dar nu pentru azi, pentru voi mâine. Exact. S-a întâmplat ca peste 2 ani aceeași idee împărtășită aceluași oameni să fie acceptată, pentru că sosise momentul. Sosise momentul. Dar mă las cumva, am acest control din partea lui Dumnezeu pentru mine ca slujitor prin echipa cu care lucrez. De asta e foarte important să lucrez în echipă și niciodată singur. Bun, sunt cazuri în care bănuiesc că se duc slujitori și au privilegiul acesta din partea lui Dumnezeu să găsească oameni la fața locului, colaboratori, formați, maturi, și te duce înainte. Dacă nu îi găsești sau nu găsești cât vrei, ce faci? Îi faci. Îi faci. Păi, da. Eu am zâmbit când vorbeați pentru că nu știu dacă există situația aceea undeva, să-i găsești totul format. Nu, cred că trebuie să formezi oameni. Stai, cum există situația? Tu te retragi ca păstor, mă duc eu în locul tău și prin pe ea toți formați. Am înțeles, sunteți informați. S-ar putea să fie formați pe calapotul meu și nu pe al dumneavoastră și atunci trebuie să-i formați în continuare. Da, bun, acum să fie ei pe placul lui Hristos, că cealaltă le mai modelăm. Aș vrea să te gândești, asta e problema la noi, că fuge timpul, dar mai îl întindem un pic în seara aceasta. Să te gândești dacă ai putea să te adresezi câtorva categorii de oameni, știu, slujitori, colaboratori în biserică, membri în biserică, ce vrei tu, poate să le spui câteva gânduri. Cătălin, tu te-ai mai mișcat așa printre slujitori. Ești unul din ei, te-ai mai mișcat. Trăiesc câte slujitori. Da. Cu precizarea, ai grijă ce vorbești ca să nu îți pierzi unii prieteni. Dacă ar fi așa să gândești tu de unul singur, și ai putea să spui ceva sfat slujitorilor, ce sfat le-ai dat? În primul rând, un sfat pe care l-am spus tuturor celor care sunt păstori și cu care am o relație în care îmi permit. Apropo de, a spus mai devreme de păstorii care se schimbă. Eu a zic că ar fi pentru bine tuturor în momentul când se alege biserica, alege un alt păstor să schimbe și comitetul, să facă și alegeri de comitet. Așa, un sfat prietenesc. Autonomia bisericii locale, da. Cred că se leagă astea două între ele, așa când se schimbă păstorul. Bun, știi că în alt sistem, dar ei gândesc un pic mai business în alte sisteme, când păstorul a plecat și vine un nou slujitor, toată lumea își depune demisia și noul păstor vede dacă ia. Eu știu cazuri în care
păstorul s-a mutat, dar mi se pare un pic da, cu totul. Adică a venit cu, el a spus, dacă vin cu toată echipa, eu cu ăștia, îi știu, lucrez, așa pot să mă duc unde vreau să... Asta era o mică paranteză. În primul rând, păstorul cu care am o relație așa apropiată și îmi permis să mai dau câte un sfat, în calitate de, să spunem, de enoriaș, i-aș ruga în cea mai mare parte, să spunem, a serviciului să se ocupe de, adică în cea mai mare, cât te poate de mult, de o vârstă critică în biserică pe care o văd, apropo de membri, care zic eu că e poate cea mai importantă. Toți suntem importanți în ochiul, toți avem o valoare în ochiul lui Dumnezeu, dar în biserica locală, pentru a evita o încrengătură de alte evenimente, un focus, să spunem, special pe grupa adolescenților. Pentru că așa sunt vremurile acum. Dacă ai pierdut adolescenții, e perioada cea mai critică. Și dacă ne plângem că nu avem tineri în slujire, ne plângem că nu avem după aia familii, copii, binecuvântări și toate cele nunți și tot ce mai e nevoie ca să meargă o biserică, tu mai spune apoi... Poate fi o chestie acolo. Da, este că în perioada aceasta a preadolescenței, adolescenței, păstorii, slujitorii în general nu prea îi bagă în seamă și atunci își găsesc ocupații. Și aici când vorbim de slujire, fie că trage un cablu, nu știu, duce un microfon, duce un pahar cu apă, se duc să le dea ceva de lucru. Absolut, pentru că eu văd lucrul acesta, pentru că orice spun, dacă eu spun, și încep așa, și cum începe, frate păstor, așa e că nu vrei să ai problemă în biserică? Zic, sigur, care e la care vrea să aibă? Atunci spună, concentrează pe vârsta aceasta adolescenților. De ce? Pentru că luându-i de mic, o să ai de mici, o să ai timp de ei, îi implici, nu-i lasă să se ocupe de altceva, oricum iau își fac de variante, altceva, dar da. Vei avea și tineri când vor să duci, astfel tinerii deja, când ajung la 16-17 ani, sunt la liceu, trebuie să fie deja acolo în față. Adică nu văd o biserică fără să aibă o grupă de tineri care să cânte, să slujească, să sunt o... plus să dea chiar îndemnuri la un moment dat. Plus în afara bisericii, misiune, mărturia, da. Da? Bine. Plus, apoi, când vorbim dar de... Dar când ai în minte păstorul, slujitorul să se ocupe, ține aparat să o facă el direct sau în viziunea lui? În viziunea lui, coordonat de el. Pentru că păstorul acum nu e... V-am spus că mi-am schimbat, nu e la care dai cu biciul întotdeauna. Nu trebuie să dăm întotdeauna să-l omorâm pe păstor, pentru că e un cel ca oricare. Din nou, așa, familie și copii și alte probleme de sănătate. Nu, asta nu... Dar eu acum îmi permit mai mult ca tine să le dau un sfat, dacă cineva primește sfatul meu. Toate sunt faine, dar păstorul trebuie să fie și fizic acolo, măcar din când în când. Eu am avut niște experiențe la care nu m-am așteptat. Eu am zis că am fost aproape de tineri cu tare și când am avut, Dumnezeu le-a coordonat, când am invitat tineri în casa noastră sau ceva. Deci au fost niște ocazii care, dacă mi le-ar fi povestit cineva, n-aș fi crezut, pentru că eu eram aproape de ei. Și totuși faptul că au venit ei în casa noastră, am avut așa un jumătate de an și îmi pare rău că am întrerupt, că știi, când întrerupi greu, am avut un jumătate de an, miercurea era tineri pentru pizza, pizza pentru tineri. Dar nu era tot timpul pizza, popcorn, ce avem la... Dar a plecat de la o chestie care nu avea nimic una cu alta și când am văzut primul grup care a venit în casa noastră, ce a însemnat pentru ei care mă cunoșteau, că au fost în casa păstorului să discutăm, să râdem, să nu știu ce, am zis gata, miercurea, de la ora cu tare la ora cu tare, nu există nimic, am vorbit cu nevasta, tu dacă vrei vii cu noi, dacă nu, n-ai nicio obligație, dacă vrei aspiri eu, treaba mea, dar Lilina n-a avut nicio problemă, știi, când a vrut a venit cu noi, că nu și-a făcut probleme de aici. Așteptau la rând, că n-am vrut să fie grup mai mare, să-i programez. Au auzit de pe la liceu, baptist, frate, dar ne... Păi, pentru ce? Și știi ce făceam? Mergeam pe o chestie din asta simplă de tot. La un moment dat ziceam, zici și tu un motiv de bucurie și unul de îngrijorare. Eu nu știu, eu cred că dacă le-aș fi ținut câte o predică pe subiect, nu-i atingeam, la motivul de îngrijorare, să vezi ce spovedenie. Dar în grup știi, adică, frate, eu sunt cam prăpădit, să vă rugați, că... Bă, mă gândeam, cum are curajul să zică? Deci, păstorul, totuși, nu trebuie să fie doar omul din față. Și, din nou, dacă vorbim de tineri, eu am mai ajuns la o concluzie. Tinerii nu sunt viitorul bisericii. Prezent. Sunt prezentul bisericii. Da. Daniel, ne întoarcem la grupele tale. Care le alegi zile, da. Ai acolo în cameră o grămadă, te ascultă, zile ce vrei, cui vrei. Nu te mai lua de păstori, că am zis-o noi, zi, eu știu, la tineri, la bătrâni, la familii, dă-le un sfat ceva, la, vis-a-vis de viața de biserică. Pentru tineri, mi-aș dori să dezvolte un spirit de slujire. Ceea ce
cred că este nevoie ca să preia ștafeta, că vorbeam de ștafetă și de formare de ucenici. Cred că e nevoie ca tinerii să își dorească să se implice în lucrare. Noi să le dăm ocazia să o facă, dar ei să fie preocupați să dezvolte un spirit de slujire. Bun, dar a încuraja un tânăr, dacă nu vorbesc eu prea mult, să vină el să se ofere. Dom'le, aș vrea să fac ceva, am o idee. Asta înseamnă inițiativă. Despre asta vorbesc. Așa văd spiritul de slujire, că are inițiativă, că vede singur nevoia și ia inițiativa să o împlinească, să spună, frate păstor, am văzut nevoia asta, aș vrea să o împlinesc. Se poate? Da, frate, mă, acum, împlinești. Până te gândești să-i mai consiliezi, pe ei consiliază-mă bine, cum să... Oarecum aș putea ca slujitor să transmit mesajul acesta al disponibilității și al deschiderii inclusiv pentru idei? Adică să nu vină un copil, bă, mă duc și zic lui ăsta ceva, mai și zice una, îmi trage una moale capului, că ce vin eu. Cum ar trebui să fac eu ca păstor să-i transmit cumva mesajul? Vezi că sunt deschis pentru ideile tale. Pentru... Pur și simplu cum am spus-o aici, să o spun deschis. A, deci pe direct, fața, nu? Direct, da. Orice nevoie vedeți și pe care Domnul vă arată că trebuie să o împliniți, veniți și o împlinim. Și când vine și primul fost... și mă testează, chiar să mă duc pe absolut, cele bune. Da. Nu? Am avut situații în care a venit cineva cu o inițiativă particulară, vrem să facem asta și asta. Bun, dați-i drumul, mergeți. Bun. Cred că biserica prinde viață în momentul în care, și cred că ăsta este un semn al vieții bisericii, o biserică organică, nu una care primește comandă doar de sus în jos, ci în momentul în care ea funcționează fără să se dea comandă de sus. Când oamenii bine, iau inițiativă, să se dea de sus de tot, de sus de tot, Duhul da, Sfânt da, se da, da. Dar când oamenii iau inițiativă, se slujesc unii pe alții, văd nevoie și iau inițiativa să le împlinească. Deci asta mă umple de bucurie. Cât ți-ar fi de greu ca slujitor să zicem că vine Dorel la tine, da? Mai figură el, mai șmecheraș, se tunde cum vrea el, se îmbracă cum vrea el, că asta este, nu, luăm un nonconformist, da, de-a nostru, da? Și vine Dorel ăsta cu ghilimele și zice, frate păstor, nici nu mai știu dacă ăștia zic frate păstor sau ce-o zice, da. Trecem peste asta ca să nu ne... Aha. I-o veni lui o idee sau ceva. Ți-ar fi greu dacă tu ai stat, te-ai ruga, analiza-o, ți-ar fi greu în fața comitetului sau bisericii să spui, fraților, a venit într-o zi Dorel la mine cu ideea asta, am stat, m-a rugat, să știți că are o idee bună. Ți-ar fi greu să menționez că a venit ideea prin el? Nu, nu. Chiar asta e adevărul. Absolut, da. Sigur da. Că da. Și cred că asta, arată viața organică a bisericii, așa cum spuneam. Așadar, spirit de slujire. Asta aș aștepta de la... Sau asta e sfătui pe tineri, pe adolescenți? Adică suntem la tineri și poate că le zici ceva și la familiști, că știu că ai familiști aproape. Dacă ai putea să alegi într-o generație de tineri iertați și o generație de tineri sfinți, ce ai alege? Clar, generația de tineri iertați. Nu, nu, eu sfinți m-am referit că poate, da, vezi, cum ai râs, trebuia să mă prind. Nu mă refer la din ăștia ce fac pe sfinții, ci aveam în minte următorul lucru. Există unii, nu știu pe ce criteriu, care păcătuiesc, Dumnezeu mă iartă, că mă pocăiesc, și avem, putem avea oameni care au big time, iertare. De ce? Pentru că tot au păcătuit. Poate sunt tineri care i-am putea învăța că nu e musai să trecem prin toate alea și la fiecare să avem iertarea lui Dumnezeu. Oare s-ar putea să avem și o generație de mai mulți sfinți decât iertați? Iertați de mai puține ori. Am înțeles acum. Dacă urmărim sfințenia, așa cum învață Scriptura, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și da, investim în direcția asta. Și investim în direcția asta. Ascultarea și sfințenia ar fi regula, iar iertarea ar fi excepție. Da, poate că ar fi, da, ar fi o chestie super faină, aici dar trebuie să ajungem, poate ține tot de noi. Familiștii orice. Da. Legătură cu familiștii, cel puțin dacă mă refer la cei pe care îi slujesc, trebuie să le cer iertare. Pentru că aici și mă spovedesc și eu în fața dumneavoastră. Acum dacă tu nu se filmează, hai să zicem tot ce avem pe suflet. S-a terminat banda. Cel puțin, nu contează, cel puțin în ultima perioadă am investit mai puțin aici în domeniul familiilor și aici am nevoie de a relua slujirea asta și de a investi. Asta înseamnă că ai familiști buni. Da, da. Să dea Dumnezeu. Da. Să dea Dumnezeu. Uite, acum mă duc. Cu voi îmi vin idei, îmi aduc amintire. Acum nu-s bătrân, dar când zici că ți-aduci aminte, deja ești bătrân, asta e semnul.
A fost la noi un tânăr de la teologie în practică, la biserică, nu la biserică, în comunitate. Și l-am întâlnit. Tu știi că noi la Arad ne întâlneam mai frecvent, o dată pe săptămână, și să-l bag și eu în seamă că l-am văzut odată, zic că ai fost în practică, da, ce-ai face dacă ai veni păstor? Și îmi dă imediat, păi frate, ce-aș face? M-aș duce pe la toți ăștia, fii risipitor, rătăciți cu tare, nu știu ce, i-aș căuta, așa. Niciodată nu m-am gândit ce aș face eu. Cred că a fost un moment din ăsta pe care nu ți-l planifici când te oprești și iei notițe, pentru că nu poți să uiți ce ai zis. Și zic, măi, știi ce aș face eu dacă aș începe în locul tău? Aș investi mai mult în noile mele decât în noile altora. Știi că la noi mai există tot ce te ocupă. Aș investi mai mult în noile tinere decât în noile bătrâne. Și cealaltă m-a surprins și pe mine. Aș investi mai mult în noile sănătoase decât în cele bolnave. El s-a uitat așa blocat la mine, pentru că și el, ca noi tot am auzit, voi căuta pe cea rătăcită. Dar noi nu știm că acolo sunt mai multe, știi, școalea grase. Și atunci a fost pentru mine un moment de cercetare. Pe mine, când mă lucrează Domnul, trebuie să mă pună față în față cu mine, că altfel e greu cu mine. Și atunci știe cum se face. Și am zis, uite, Viorele, hai să ai tu o discuție virtuală cu Biserica Speranța. În Biserica Speranța, ce fel de membri ai? Am zis, Doamne, așa, cât de cât pe cinstite, acum tu cunoști inima, hai să fiu eu așa, 80% sunt serioși, sunt cu tare, 20% mai... Bun, ai și eu de una și de alta, da? De câți ani ești în slujire? De atâția. Cât ai investit în aia 20%? Bolnavi și șchiopii? Păi cum? Mereu. Și ce ai rezolvat? Pe bune, mai nimic. Behăie și acum, șchiopătează și acum, mai dau cu capul. Și dacă ar veni ăia 80% din biserică și ar spune, frate păstor, nu existăm? Păi cum să nu existați? Adică de voi mă bucur. Și cât te-ai ocupat de noi în perioada asta? Păi știți, eu tot cu ăia la alții. Și atunci m-am gândit așa, oare dacă, nu pot da timp înapoi, oare dacă, e o frământare a mea, o teorie, am și niște răspunsuri, mă tem de ele. Dacă investeam în cei 80% sănătoși, mai mult, oare aia 80% nu realizau mai mult cu aia 20%? Poate că și așa, eu cred că trebuie un echilibru, dar poate că uneori ne frământă ideea asta, poate și sentimental, că suferă, poate că și ăștia la alții sunt mai vocali și oricum vin cu ideea lor de victime, nu știu ce, dar de asta am zis că ai familii bune, că dacă încă te lasă să nu te ocupi de ele, știi, și te rabdă, înseamnă că e ok, știi, și tu te ocupi de toți ăia care strigă, ioi, vai, sau nu știu ce, dar na, toți greșim în multe feluri lucrăm, și nu le putem face. Lucrăm în echipă, așa cum spuneam, și sunt prezbiteri, frați prezbiteri care se ocupă de și de ceilalți frați și... O binecuvântare pe care am avut-o în lucrare a fost cea a echipei pastorale, împreună cu fratele Ologeanu, timp de 16 ani, și a fost o echipă extraordinară care a funcționat și în care ne-am completat reciproc. Și acum o nouă echipă și cu frații din comitet și cu păstorul cel nou, George Luca, formăm o echipă cu care încercăm împreună să păstorim toată biserica. Sper să nu fie așa și să te superi pe mine. Mai ai 5 ani de slujire în Betel. Gândește-te... În Betel? În Haro, scuză-mă, în Haro, da. Cine știe ce profesie-i dat? Rusalii. Rusalii, da, ceva ce-o fi, nu știu, vedem. Dar știi ce spunea apostolul? Mă port astfel ca și după plecarea mea. Mai ai 5 ani de slujire în biserică și pleci din biserică. Ce faci în următorii 5 ani? Investesc în formarea de ucenici și de lideri. Adică ce ai făcut asta până acum? Da. Investirea în ucenici, în lideri. Deci tu, formarea ca Daniel, când zicea că atunci când s-a dat scrisoarea, verdictul, Daniel, la fel ca înainte, frumos, asta e chiar frumos, da. Cătălin, tu vrei să ai un cuvânt de încheiere? Să văd dacă dau eu stop. Apoi... Încheiere? Da, trebuie să dau stop-ul. Păi, că... uite ce să fac, că ceasul ăsta mă umoare, știi? Așa este, timpul trece și a trecut frumos, să știți. Cum era să treacă cu voi? Ne întrebam și ne-am început.
Așa că încheierea aș vrea să spun că un alt hop pe care l-am avut eu a fost acela în implicare în biserica locală. Lucrarea pe care o fac cu Protocens, acum e vizibilă, mă bucur de ea și mă bucur că și aici ce facem noi este o parte aceste lucrări. Dar am avut o mare reticență în momentul în care trebuie să mă implic în biserică și asta este că am avut, să spunem așa, harul să am pe cineva care să mă bată la cap. Să știți că unii n-ascultă de prima, apropo de lideri. Sunt într-adevăr, am crescut pe lângă un stejar și e greu să crești pe lângă un stejar, dar atunci când stejarul te învinge de la spate, și aici era vorba de fratele cunoscutul, fratele Talpoș, fostul rector al Institutului Teologic Baptist, da? Un om care a perseverat. Întotdeauna spunea, hai Vasile, hai, mă puneam, mi-aduc aminte, mă ridicat să fac rezumatul la studiu biblic, ca să vedeți. Mi s-a lipit limba de cerul gurii, deci vă rog să mă credeți, n-am fost în stare să zic ce trebuia să zic, o propoziție, o frază. Și mi-a zis, Vasile, stai jos, mai data viitoare. Tăcere este bună, ai rezumat. Poate a fost cel mai bun rezumat. Dar a insistat. Eu a zis, nu fac eu, nu mă bag, nu vorbesc eu, nu intru eu în față, nu. Și a insistat, m-a luat în față. Câteodată, pur și simplu, stăteam în față, conduceam biserica, programul de bisericii. Eram acolo doar că eram în dreapta lui sau în stânga lui și restul făcea el, dar eram acolo. Se întunecau ochii. Curgea apa pe mine, mi-aduc aminte, mi-aduceau șervețele. Așa de emoții aveam numai pentru că stăteam în față. Și încetul, încetul. Tata și-a dorit foarte mult, să zic, că tata și-a dorit foarte mult și când venea tata la spital, a fost o lungă perioadă în București, venea la spital, îi spunea fratele, uite, tata, de ce tare mai bucurat să-l faci pe Cătălin, făcând ceva, curgea apa. Așa făcea. Deci, așa zicea și zicea, frate Vasile, îi spunea tatălui, eu tot îl împing, dar să vedem, dar sper să iasă. Și până la urmă, uite că Dumnezeu... Deci, știi, aprindere prin împingere, cum și insistența, aia. Câteodată la unii mai căpoși. Bun, dar, auzi, când o să aveți un timp liber, întreabă-l pe Dan dacă își amintește vreun om al lui Dumnezeu în Scriptură care s-a înghesuit el. Exact ce a făcut fratele și alții, asta a făcut Dumnezeu. Dacă te uiți la Moise tot, Doamne, stai un pic, că-s bâlbâit, că-s așa, Ieremia, știi, eu sunt un copil. Deci, poate că unul din semnele autenticității este că nu te vezi capabil pentru lucrarea lui Dumnezeu, realizezi că e vorba despre Dumnezeu, despre lucrarea măreață și chiar nu suntem capabili, e vorba chiar de măreția și de harul lui Dumnezeu. Dragii mei, mă bucur că ne-ați ascultat, ne-ați răbdat în seara aceasta. Sper că vă veți ruga pentru noi să ne dea Dumnezeu mai multă înțelepciune, mai multă putere, să ne țină dorința aceasta vie de a fi niște slujitori încercați de El și care să ieșim bine înaintea Lui. Este adevărat că noi ne dorim să nu ne fie rușine nici în fața voastră, în fața oamenilor, dar vă supărați sau nu pe noi, dorința noastră supremă este să nu ne fie rușine în fața lui Dumnezeu, nu în sensul că vom fi desăvârșiți, dar măcar să putem spune că harul care l-am primit, l-am folosit după măsura credinței noastre într-un mod cât mai puțin înțelept. Acum nu pot să vă las să stați liniștiți fără să vă aduc aminte că nu este vorba doar de noi, că nu doar noi suntem slujitori. Toți cei mântuiți sunt chemați să slujească într-un mod diferit, cu un dar diferit, într-o slujbă diferită, la un nivel diferit și nu suntem noi cei chemați să spunem care este nivelul important, unde este mai bine sau mai puțin bine în lucrarea lui Dumnezeu. Gândește-te cu seriozitate la societatea în care trăim, care parcă ne-a învățat pe mulți să fim doar consumatori. Fie că stăm în băncile bisericii sau în altă parte, consumăm de la cei care slujesc. Bine că noi consumăm și pe ei întotdeauna, că noi mâncăm, că mai spunea apostolul să nu vă mâncați unii pe alții. Poate consumăm atât de mult din partea lui Dumnezeu, uitând că Dumnezeu ne dăruiește ca să dăruim. Și rugămintea noastră, așa cum discutam despre călăuzire, nu este neapărat să vă gândiți la noi, nu trebuie să vă dăm noi neapărat o direcție, dar eu cred că oricine își pleacă genunchiul sincer înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, dă-mi și mie privilegiul de a face ceva pentru Tine, indiferent ce, dacă mă ajuți, dacă îmi dai claritate, voi încerca să fac cât mă ajută harul Tău. Eu am învățat să-i spun Domnului, citind și în cărți cu biografia oamenilor care au făcut lucrări mari pentru Dumnezeu și când citești Cartea Faptele Apostolilor, am învățat să încerc să am următoarea atitudine. Doamne, așa de mult mă bucur că i-ai folosit pe alții, că i-ai folosit pe ei. Am o rugăminte, fiindcă a fost vorba de oameni,
Și acolo este evident harul tău. Am o rugăminte. În timp ce îi folosești pe toți, folosește-mă și pe mine. Și vă asigur 100% că în momentul în care vă folosește Dumnezeu, dacă stați aproape de El, nu o să vă umpleți de mândrie. Dimpotrivă, când Dumnezeu începe să te folosească cu adevărat, te vei smeri mai mult pentru că vei înțelege că este vorba doar de harul Lui. Dar harul Lui este bogat și măreția Lui este minunată în noi și prin noi poate fi arătată altora. Încă o dată mulțumesc că ne-ați primit în casele voastre. Vă mulțumesc frumos că ați fost cu noi în seara aceasta. Dumnezeu mulțumim. Să vă binecuvinteze. Rugați-vă pentru ei, ne rugăm unii pentru alții, ne rugăm pentru țara noastră. Fiți binecuvântați de Domnul și nu uitați, transformați binecuvântările Lui în binecuvântări pentru alții.